Urme de labă! Când te lași de labă și o să-ți faci tu o iubită. Îmi pare să te zamăgesc, dar am de mult o iubită. Vrei să știi pe cine? Pe mama ta! Și dacă vrei să-ți arăt și o dovadă de cât timp sunt împreună cu ea, dovada ești chiar tu! Dacă Steaua o bate pe Dinamo, Dinamo de ce nu o bate pe Steaua? La care răspunde altul, pentru că Dinamo e proastă. De ce nu mi-ai luat cadou de ziua mea? Stai față de prost. Am comis-o din nou, boxele să sară în aer când o dăm la șto. Dacă vedeți pe Moș Crăciun, legați lanțul și singur, da? Ce faci de Crăciun? Mă mai știi? Ia uzi, pula mea, care ești, mă? Mama ta știe ce faci când e ea plecată? Adică, ce vrei să spui? Ce crezi că fac când ai menus acasă? Îți place Mia Khalifa? Dacă ai face 1000 de abonați, cum ai reacționa? După ce te scarpin în cur, ai tendința să-ți miroși degetele. Ce faci când nu filmezi? Laba. Ce faci când nu ești pe RedTube sau pe Pornhub? Ce faci când nu filmezi? Ai iubită? Ce-ai face la 100.000 de abonați? Laba. Cum îți place puța? Friptă sau crudă? Eu vreau pulă crudă! Ai iubită? Da, dar în continuare... Îți e dor de Ceaușescu? Ce faci când nu ai net? Ce faci în timpul liber? Ce faci în timpul liber? În afară de labă. Mesaj pentru toți adolescenții din România. Dacă laba reprezintă activitatea voastră zilnică, nu sunteți pe drumul cel bun. Alăturați-vă astăzi campaniei O viață fără labă. Hashtag spuneți nu lăbii triste. Sau știți ceva? Dacă n-aveți bătături și păr în palmă, dați-i în cap în continuare.